Vă invit în cele ce urmează să urmărim un material foarte interesant, zic eu, care ar trebui să fie pildă pentru mulți locuitori ai satelor noastre. Dragii mei, în comuna Dolhești a fost lansat un proiect de turism rural, ca să spun așa, care se intitulează cum altfel decât turist în Dolhești, și acest proiect lăudabil are un scop bine definit: promovarea comunității cu tot ce are ea mai bun. Undeva în podișul Sucevei se află comuna Dolhești, o comună frumoasă, cu tradiții și obiceiuri unice, dar mai ales cu locuitori mândri de ceea ce au moștenit. Asociația pentru promovarea Văii Șomuzului este una dintre acele inițiative lăudabile prin care câțiva localnici încearcă să promoveze zona și să contribuie la dezvoltarea turismului rural. Lumea satului are nevoie de inițiative, de tineri frumoși care să promoveze localitatea, comunitatea și tradițiile. Știu că aveți o inițiativă foarte frumoasă în Dolhești. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba mai exact și cine sunteți? Este cea mai frumoasă inițiativă de pe Valea Șomuzului. Suntem Asociația pentru promovarea Văii Șomuzului. Pe scurt, proiectul se numește Turist în Dolhești. Eu sunt Camelia Ciocârlan, sunt proaspăt întoarsă acasă la mama, din dorința de a promova satul și oamenii și mâncarea și tradițiile locului. Echipa am format-o împreună cu Andra Țipău, cu Costi Pricop, care este la fel ca mine un călător prin lume cu dor de casă, Mirela Nechita, care este mama proiectului, fără de care eu nu aș fi avut curaj să încep acest proiect, și bineînțeles reprezentantul autorităților locale, domnul primar Cristinel Bărculescu. Spuneți-mi, vă rog, de unde această idee de a promova un sat din județul Suceava, care nu era tocmai cunoscut pentru cine știe ce tradiții și pentru cine știe ce obiceiuri? Când ați început cu acest gând, în primul rând, și când l-ați materializat? Am început anul trecut. Eu sunt antreprenor, am o firmă la Fălticeni. Mă ocup cu tot ce ține de decorațiuni pentru case, decorațiuni textile și nu numai. Și am vrut să-mi dezvolt afacerea. De unde am căpătat această pasiune și această dragoste față de ceea ce înseamnă decorul cu textile pe interior, și mi-am dat seama că vine de la țară, de la sat, din satul meu, pentru că aici femeile sunt foarte pricepute. Am moștenit de la mama, de la bunica, toată lumea și în special femeile, și nu numai, știu ce înseamnă să țești, să coși. Și astfel am făcut un infotrip în luna iulie anul trecut, dar pe zona de business, în care am primit vizita unor oameni din presă, din presa centrală. Era o inițiativă care implica anumite costuri și era greu de suportat pe cont propriu, și astfel am primit sprijinul personal al domnului primar și al întregii comunități, oamenii primindu-i în casele lor, omenindu-i, toată comunitatea s-a mobilizat. S-a implicat, a fost așa ca un murmur general. Și după ce au plecat oaspeții și am cules impresiile lor, și printre care au fost și câțiva care ne-au sugerat că, uite, este o zonă foarte frumoasă pentru turism, că este un sat, și de fapt toată Valea Șomuzului este neatinsă de modernism. Bine, sunt influențe. N-ar avea cum să nu fie, n-am putea trăi fără tehnica lucru, modernă, da, fără lumină, fără canalizare, apă. Da, este un lucru benefic. Am pornit această idee, acest proiect, am pus pe hârtie toate resursele ce sunt, ce ar fi putut, cu care am fi putut noi să ne prezentăm. Și aici am descoperit foarte mulți meșteșugari, poate nici eu nu știam, dar de fiecare dată, aproape cu fiecare eveniment, tot descoper oameni care fac pot lucruri. Pot să se implice și pot să transmită, da, mai departe un, da, meșteșug. Și care știu meșteșuguri extraordinare. Domnule primar, cum apreciați această inițiativă? Știu că nu sunteți foarte vechi în această funcție, sunteți la primul mandat, dacă nu greșesc, da? Primul mandat. Iar inițiativa colaboratorilor mei m-a încântat foarte mult și am realizat că
putem avea viitor, putem reuși, pentru că, după cum ați văzut dumneavoastră, comuna noastră, din fericire, oferă niște peisaje deosebit de pitorești. Avem în comună și în jurul comunității noastre foarte multe obiective turistice și istorice, mă refer la Mănăstirea Propoda, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, suntem aproape de orașul Fălticeni, care are o în serie întreagă de obiective muzee și turistice, case, sigur. Case memoriale. Inclusiv la noi în comună vă povesteam că avem un monument istoric deosebit de important pentru întreaga Moldovă, mă refer la Biserica Monument cu Vioasa Paraschiva, titorită de Hatmanul Șendrea, cel care a fost cumnatul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și portar al Sucevei. Știm cu toții că în ziua de astăzi este foarte dificil să întreprinzi anumite activități din care să obții venituri. Sunt conștient de faptul că aducând turiștii la noi în comună, automat vom reuși să dezvoltăm și acest... Și partea economică până la urma urmei, nu doar partea turistică, pentru că este importantă și economia antreprenorilor locali, de ce nu? Aici nu există pensiuni, însă turiștii sunt cazați acasă la localnici, acolo unde experiența vieții la țară poate fi trăită în totalitate. Gazdele sunt primitoare și mereu le pregătesc turiștilor ce au mai bun. Și cu preparatele astea întâmpinați pe turiști? Da, cu turte pe plită autentice și cu scrijele din cartofi. Scrijele, de fapt, sunt cartofi tăiați rotunzi pe plită, da? Da, cu sare, da. Iar turtele, cum le faceți? Le facem din plămărială, din drojdie, cu apă, un pic de zahăr și, la urmă, după ce frământăm turtele, punem puțin ulei ca să frăgezească. Cum le apreciază turiștii? Sunt încântați? Da, sunt foarte încântați. Deci poți fi turist la Dolhești. Bineînțeles că poți fi turist la Dolhești. De ce te-ai întors în satul natal? Pentru că de câte ori am plecat, n-am putut rămâne nicăieri. Număram zilele tot timpul până când urma întoarcerea acasă și pentru că nu pot să stau în altă parte, nu mi-e loc acolo. Andra, care este contribuția ta la această asociație? Ce faci tu când sunt evenimente în sat? Vreau să promovez și o localitate și să... Ești mândră de portul național, văd că îl porți cu mândrie. Da, sunt. Costi, rolul tău care este? Mă implic cu tot sufletul, în primul rând, și cu toată dragostea de asta m-aș întors și eu acasă, de dragostea față de sat natal. În tot ceea ce privește partea executorilor anumitor lucrări în ceea ce privește tradiția noastră. Și în organizare, sigur. Se vede că faceți o echipă foarte frumoasă. Într-un an de zile să aveți și roade și deja proiecte implementate, tot felul de oaspeți deja în sat, este ceva. Cum vedeți această toată nouă energie pozitivă, ca să-i spunem așa, pentru că sunt convinsă că și pentru oamenii din sat a fost un lucru îmbucurător. A fost foarte îmbucurător și pentru oameni și pentru noi. Ne-a impulsionat să mergem mai departe, pentru că am simțit că oamenilor chiar le pasă de ceea ce facem, nu suntem singuri. Și acesta este doar începutul. Eu sunt mai, nu știu, îmi place să fiu riguroasă în proiectele pe care le fac și să ținem cont de toate detaliile care ar duce la un succes. Și vreau să spun că este doar începutul. Urmează o cale lungă prin care trebuie să ne punem din toate punctele de vedere, din punct de vedere juridic, fiscal, legal și tot ce ține de asta, să fim în regulă. În regulă, da, să facem o activitate transparentă, o activitate care, fiind astfel organizată, ne va ajuta să creștem și din punct de vedere economic, exact cum spuneați și dumneavoastră. Nu poți fi turist în Dolhești fără să nu calci pragul atelierilor de cojocărie sau fierărie, ori fără să participi la o șezătoare. Aici încă se păstrează meserii deja uitate în alte locuri, nu pentru că nu ar fi importante, ci pentru că nu mai are cine să le practice.
Știu că aveți și meșteri populare. Ați pomenit noastră puțin mai devreme. Ce pot vedea turiștii? Unde pot să meargă să observe cum se întâmplă anumite lucruri, cum se fac anumite obiecte? Da, deci aici pot enumera atelierul de cojocărie al domnului Liuță Ioan, un meșter vechi care practică cu mare, mare pasiune și are o înțelepciune foarte specială așa pentru un om de la țară. Este o surpriză, a fost și pentru mine o surpriză și sunt sigură că pentru fiecare om care ar interacționa cu domnul ar fi așa... O surpriză plăcută. O surpriză plăcută, da. Apoi un atelier de fierărie cu o vechime de peste 100 de ani, deci moștenită din generație în generație. Avem oameni care practică apicultura și sunt familii care la fel în jur de 100 de ani sunt cei care au preluat, deci din generație în generație. Avem o moară, la fel, este veche peste 100 de ani, moara este încă funcțională și oamenii au ceva inedit aici. Deci dacă noi ne-am constituit asociația în 2018, în 1906, oamenii în Dolhești și-au constituit o asociație, se numea Obștea Satului. Atunci au fost în jur de 140 de oameni care erau membri în asociație și astfel au putut construi acea moară care e a comunității. Și cel mai frumos lucru este că după Revoluție, oamenii au reușit să obțină o recunoaștere în justiție a acestei asociații și ea încă este vie. Da. Se păstrează și partea aceasta de port popular. Mai sunt doamne care cos, care da, țes? Da, sunt doamne care țes prin, nu știu, diferite moduri. De exemplu, la Gergev, tanti murarul Elena, care este pentru noi cea mai de preț bunică care o avem, pentru că ea poate să ne ducă și să ne învețe mai departe acest meșteșug. Avem femei care cos ei, aici s-o numesc pe Maria Grigoraș, pe Elena Radu, pe Camelia Pelin, femei care tricotează, femei care... Mai împletesc din lână, poate? Da, care împletesc ciorapi, tantea Neta, colțuni. Care, da, colțuni, care împletesc tot felul, chiar și decorațiuni pentru casă, lucruri frumoase. Deci pe partea asta sunt care împletesc cu croșetul. Este un om, nici eu nu știam că face lucrul ăsta, dar am aflat, care coase hamuri pentru cai. Mai avem un prieten bun care ne susține și participă la toate proiectele noastre, un olar. De fapt, el de meserie este jandarm, dar povestește și duce mai departe cu mare, mare drag și responsabilitate această meserie care a învățat-o de la bunicu și are roata aia veche, cred că are 100 de ani și face demonstrații cu roata. Și mai avem un domn, Nicu, care este legător de cărți, are de fapt arhivar, da. Și pe lângă, poate face de la o arhivă modernă la cele mai sofisticate cărți, se le îmbrace în piele, cărți vechi, și are un atelier care este extraordinar de frumos și te duce într-o lume... Și impresionant pentru turiști, mă gândesc. Da, da, da. Te duce într-o lume așa în care acolo nu îndrăznești să vorbești decât în șoaptă, ca să nu trezești cuvintele din cărți. Domnule primar, cu ce se mai laudă dolheștenii? Acum voiam să intervin și eu un pic, să o completez pe Mirela. Comuna are în jur de 400 de hectare de pășune, fapt ce permite creșterea de oi, și sunt bucuros să vă spun că avem în Dolhești
aproape 4.000 de oi, împărțite în 10 stâni. Deci stâni, turiștii pot merge și la stână să mănânce direct o urdă, un caș? O urdă proaspătă, un caș proaspăt, un miel, tot ce poate produce o stână în naturalul ei specific. Ce planuri de viitor aveți? Pentru că sunteți la început, lucrurile merg poate mai repede decât vă așteptați, proiectele și ideile vin una după alta, mă gândesc. Ce vreți să mai faceți pentru a atrage turiștii aici? Ca să combinăm noul cu tradiționalul, ca să nu spun vechiul, le mai oferim turiștilor ateliere de nutriție și gastronomie pentru copii și pentru adulți separat, hiking sau plimbări prin pădure și pe dealuri până în statele celelalte, vizita la tranșeele de război, avem spații în care pot desfășura activități sportive, în care pot medita, face yoga, absolut orice e în trend acum. Dar spații de cazare aveți? Da, bineînțeles. Cred că în momentul actual încă nu am discutat cu absolut toate familiile din comună, avem peste 60 de locuri de cazare. Să spunem că nu este vorba despre o pensiune, un hotel, ci cazați turiștii la gospodari. Nu, absolut. Nu ar mai fi aceeași experiență. Oamenii sunt cazați acasă la fiecare dintre noi. Noi le gătim, noi îi gătim și avem grijă de ei. Un rol important în păstrarea autenticității comunei îl are și ansamblul folcloric Străjerii, care păstrează obiceiuri străvechi și cântece specifice zonei, pe care le prezintă nu doar în sat sau în comună, ci și pe scenele din toată țara. Ce planuri de viitor aveți? În 2019, să spune, v-ați pus un target? Vreți să ajungeți undeva cu acest proiect? Aveți o sărbătoare mare pe care vreți să aibă loc aici sau un alt eveniment? Targetul nostru este să păstrăm în primul rând tradiția sărbării câmpenești și să o avem în fiecare vară. Va fi o modificare în ceea ce privește data, pentru că vrem să o facem în fiecare an atunci când vine diaspora acasă, să fim cu toții aici. Și vrem să atragem cât mai mulți turiști, să avem cel puțin 3 weekenduri din 4 ocupate. Vreau să mai spun că proiectul inițiat de acești tineri minunați mă obligă și mă implică în mod automat, pentru că pe lângă peisajul pitoresc pe care îl oferim, trebuie să creăm și niște condiții decente. Cu siguranță. Aici vorbim de apă, canal, drum. Și de aceea, tot ca un proiect pentru 2019, sunt bucuros să îi anunț că vom demara lucrările la proiectul privind alimentarea cu apă în sistem centralizat a comunei Dolhești și vom intra cu niște drumuri comunale în reabilitare prin asfaltare. Toate acestea or să facă mai sigur și mai atractivă zona noastră. Mai accesibilă pentru turiști, mai atractivă, mai în siguranță, ca să spunem, pentru ei, pentru că nu toată lumea are curajul să vină să stea la sat, nu într-o pensiune, ci la cineva acasă și să se simte bine până la urma urmei. Cred că asta e cel mai important. Da, noi punem foarte mult accent pe legătura care se creează cu oamenii care ne calcă pragul. Tocmai de asta nu lucrăm cu grupuri foarte mari, ca să putem avea contact cu fiecare, că chiar am fost impresionați că absolut fiecare persoană care a ajuns vara asta aici a ajuns ca străin și a plecat ca un prieten. S-a lăsat cu lacrimi și cu îmbrățișori și cu... Și cu promisiunea de a reveni, cu siguranță. Da, bineînțeles. Andra, și la tine vin turiștii acasă? Da, vin și la noi turiștii acasă. Părinții mei pun la dispoziția lor camere pentru dormit și servim cu mâncări tradiționale, asta încercăm, și cu legume care le avem în serie și poate și cu pește. Deci creșteți pește, aveți un iaz, bănuiesc, aveți legume în sezon. Costi, tu ce mai faci? Da, la mine se mai organizează evenimente pentru turiști, pentru că am un spațiu unde putem să ne întrunim. Team building-uri, conferințe? Sigur, și le ofer cazare de astfel ca și ceilalți. Și mă ocup în special cu... Sunt un fel de ghid și îi duc turiștii unde doresc și unde trebuie să ne întrunim. Îi ghidez prin pădurile noastre unde avem, cum am spus și Camie, tranșee de pe timpul războiului și multe altele.
Și multe treburi organizatorice. Multe treburi organizatorice, la care tot așa le punem în plan toți împreună. Eu vă mulțumesc pentru toate aceste detalii minunate pe care ni le-ați împărtășit astăzi. Vă doresc mult succes, vă felicit pentru inițiativă și să revenim, nu știu, peste ani și ani și să fie aici un adevărat centru turistic tradițional și cu specificul local intact. Mulțumesc tare mult!